Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune 6 TV, sunt Titi Sultan și în această seară vom discuta despre necesitatea revizuirii Constituției. De ce e atât de important să discutăm despre revizuirea Constituției? Pentru că în anul 1991 a fost adoptată Constituția României prin referendum organizat la data de 8 decembrie, după care, în anul 2003, a fost revizuită Constituția, cele mai importante modificări care au fost efectuate în anul 2003, modificarea constituțională de atunci, au avut în vedere mandatul de președinte a fost ridicat de la 4 ani la 5 ani, apoi modul de adoptare a legilor la articolul 75, camerele au primit competențe diferite, în sensul de primă cameră sesizată și pe anumite domenii de activitate. Au fost sporite atribuțiile Curții Constituționale în sensul că s-au modificat în mod evident și inițiatorii excepției, deci ridicării excepției de neconstituționalitate a conflictelor de natură constituțională, dar și a celor care pot sesiza Curtea Constituțională în cazul unor inadvertențe a unor articole sau legi în ansamblu ei. Apoi au fost introduse alte drepturi fundamentale și aici ne referim la accesul la cultură, libertatea economică, dreptul la un mediu sănătos. Mai mult decât atât, tot în actuala Constituție a României au fost introduse două articole deosebit de importante care se referă la aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană. Și în fine, au mai fost introduse modificări care privesc atât garanțiile cât și principiile fundamentale ale Constituției din anul 1991, care, așa cum am spus eu, în anul 2003 au avut în vedere modificări substanțiale, dar care, iată, după circa 15 ani de zile, ar fi necesară, ținând cont că în anul 2007 România este parte a Uniunii Europene, deci suntem stat membru al Uniunii Europene, mai mult decât atât, au fost modificări substanțiale în ce privește viața economică, socială, culturală, politică și atunci Constituția trebuie să vină în acord cu toate aceste transformări care au loc în domeniile pe care le-am specificat puțin mai devreme. Însă, acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, 2012-2013, se instituise o comisie care avea ca scop modificarea Constituției României, comisie care a fost condusă la un moment dat de domnul Crin Antonescu. Este vorba de o serie de conferințe, dezbateri, care aveau ca fundament schimbarea unor dispoziții constituționale. În locul domnului Crin Antonescu apoi a fost numit domnul Chelaru la conducerea acestei comisii de modificare a Constituției. Din păcate, nu și-am atins scopul. Au fost alegerile prezidențiale în anul 2014. Întrebat de multe ori domnul președinte Klaus Iohannis dacă are în vedere inițiativa revizuirii Constituției, așa cum prevede la articolul 150 Constituția, și o să vă explic imediat despre ce este vorba, dar iată, suntem în anul 2018 și Constituția României este practic în aceeași formă ca aceea din anul 2003, deși au trecut aproape 15 ani de la ultimele modificări constituționale. E foarte adevărat că s-a discutat despre o modificare a articolului 40 privind familia. Însă Coaliția pentru Familie este cea care a inițiat acea modificare, așa cum este prevăzut în Constituție, care spune că familia este constituită prin căsătoria liber consimțită dintre soți, vrea să fie adusă în concordanță cu ceea ce dispune Codul Familiei. Însă, ca să inițiez un referendum decât pentru un articol, mi se pare foarte mult. De aceea, vă voi spune cam ce ar însemna din punct de vedere practic, din punct de vedere a procedurii constituționale, revizuirea Constituției așa cum este el consacrat în articolul 150 la 152 din Constituția României. Practic, inițiatorii Constituției României sunt, așa cum spune articolul 150, președintele României, la propunerea guvernului, o pătrime din numărul deputaților sau senatorilor, precum și un număr de 500.000 de cetățeni cu drept de vot. Deci aceștia sunt, din punct de vedere constituțional, cei care pot iniția revizuirea Constituției României. Însă, alineatul 2 al articolului 150 dispune că cetățenii care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării
Iar în fiecare din aceste județe sau din municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Așa cum am spus, alineatul 1 spune în mod clar, trebuie să existe 500.000 de cetățeni cu drept de vot. Apoi, privire la procedură. Articolul 151 din Constituție dispune că proiectul sau propunerea de revizuire trebuie apoi aprobată de Camera Deputaților și de Senat cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor fiecărei camere. Dacă există disfuncționalități în legătură cu această adoptare, atunci, în ședință comună, aceștia trebuie să adopte proiectul sau propunerea cu votul a 3/3 din numărul total al deputaților și senatorilor. După care urmează organizarea în termen de cel mult 30 de zile de la aprobarea proiectului sau propunerii de revizuire de către Parlamentul României în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român, se organizează un referendum pentru revizuirea Constituției în cel mult 30 de zile de la adoptarea acestui proiect sau propunere de revizuire acesteia de către Parlamentul României. Însă, ce trebuie să cunoaștem? Și aici există, am eu foarte multe rezerve, chiar și la unii politicieni care nu cunosc faptul că articolul 152 se referă la limitele revizuirii Constituției. Și anume, caracterul național, suveran și independent al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritorială, pluralismul politic, independența justiției și limba oficială nu fac obiect al revizuirii Constituției. De asemenea, la alineatul 2, se dispune că nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca obiect suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și garanțiile acestora. În fine, revizuirea nu poate fi făcută pe timpul stării de asediu, pe timpul stării de urgență și nici în timp de război. E foarte important totuși de reținut că o deosebită atribuție în această campanie de revizuire a Constituției României revine și Curții Constituționale, care la articolul 146 avem două dispoziții care întregesc posibilitatea de revizuire a Constituției prin avizul Curții Constituționale. Și anume aceasta, dă aviz consultativ cu privire la propunerea de revizuire a Constituției și constată dacă referendumul s-a desfășurat în mod constituțional. Iată că aceasta ar fi, din punct de vedere constituțional, procedura revizuirii Constituției. Vom porni însă în această seară și de la anumite aspecte care în momentul de față ridică mari semne de întrebare și exprimă practic disfuncționalități ale mecanismelor de funcționare al instituțiilor statului, ținând cont de dispozițiile constituționale actuale, dar și de acele practic opreliști care apar în modalitatea în care acestea sunt puse în aplicare, având în vedere că avem legi organice, legi ordinare, ordonanțe, simple ordonanțe de urgență și mai mult decât atât, chiar ordine și instrucțiuni ale miniștrilor, ordine ale prefecților și chiar dispoziții ale primarilor care uneori chiar vin în contradicție cu dispozițiile constituționale. Chiar în ultimul timp s-a discutat despre adoptarea unei legi care să incrimineze defăimarea. De ce? Pentru că în Constituția României, la libertatea de exprimare, se dispune că sunt interzise prin lege defăimarea țării și a națiunii. Îndemnul la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene contrare bunelor moravuri. Din păcate, sunt prevăzute în Constituție, dar în momentul în care aceste dispoziții sunt încălcate, nu avem o lege de aplicare a acestora. Mai mult decât atât, și cu asta închei, în Constituția României din 1991, modificată în 2003, se dispunea că președintele poate fi acuzat pentru înaltă trădare, dar înaltă trădare nu era incriminată nicăieri. După adoptarea Constituției din 2003, în nou cod penal din 2012 a fost introdusă și înaltă trădare. Însă, pe larg vom discuta în cadrul acestei emisiuni, în care am marea plăcere, onoare, nici nu mai știu dacă pot să am cuvinte în a descrie acest invitat de seamă, domnul senator Ioan Ghișe. Bună seara, domnule senator! Bună seara! Care, mulțumesc pentru deși nu este jurist și poate puțin știți asta,
are calitatea, competența profesională de a privi lucrurile, de a putea să deslușească anumite inadvertențe din Constituție și celelalte legi mai bine decât aproape orice parlamentar care în momentul de față acționează în cadrul Parlamentului României și care au poate și 5-6 mandate. Însă, așa cum am precizat eu, necesitatea revizuirii Constituției devine din ce în ce mai pregnantă. Să vedem dacă este clar că este oportună, dar dacă în momentul de față, având în vedere prioritățile care le are statul român în acest moment, anul centenarului, anul viitor, președinția Consiliului Europei, care va fi timp de 6 luni la București, luptele interne dintre partidele politice sau lupta internă din cadrul unui partid politic, a unei coaliții, în care nu putem să includem și ALDE, că ar fi lupte interne acolo, au făcut în așa fel încât atenția politicienilor să se îndrepte către cu totul și cu totul altă realitate, realitate de lupte politice interne, în niciun caz realitatea de a face ordine în cadrul instituțiilor statului din punct de vedere constituțional. Încă o dată, bună seara, domnule senator, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea din această seară. Telespectatorii așteaptă cu mare nerăbdare să asculte opiniile dumneavoastră în legătură cu necesitatea revizuirii Constituției României din 2003 și să putem împreună să ajungem la un numitor comun în legătură cu anumite aspecte care necesită o modificare imediată. Deși, iată, anii trec, instituțiile merg mai departe, apar conflicte juridice de natură constituțională, tocmai datorită împrejurării că nu este Constituția modificată, Consiliul Legislativ nu-și face treaba pentru că nu există probabil un regim sancționatoriu, așa cum ar trebui să fie în cadrul legii 73 din 2003, cum a fost ea modificată privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, dar cel mai bine ar fi să vă dau cuvântul. Încă o dată, bună seara, mulțumesc pentru invitație și aștept opinia dumneavoastră, așteptăm cu toți opinia dumneavoastră în legătură cu această necesitate a revizuirii Constituției României. Bună seara și mulțumesc pentru onoarea de a vă fi invitat și vă mulțumesc pentru cuvintele elogioase care le spuneți la adresa mea. Sunt sincer, nu-s numai din partea mea, credeți-mă. Mă simt puțin jenat așa. Dar nu vreau să vă spun un singur lucru. Opinia mea este opinia mea, dar în virtutea discuțiilor de pe urma emisiunilor pe care le-am avut cu dumneavoastră până acum, și nu sunt puține emisiuni, nu am întâlnit o persoană, poate care să n-aibă nicio legătură cu mine sau cu dumneavoastră, care să poate vorbi la modul negativ despre felul în care dumneavoastră comentați și vă exprimați în legătură cu viața politică actuală a României și chiar și privind perspectivele relațiilor externe. Și o să ajungem și la acest subiect. Și poate chiar, dacă avem timp, vom discuta și despre unirea cu Republica Moldova, pentru că, în mod evident, acum când suntem în anul centenarului și se împlinește 100 de ani de la unirea Basarabiei, vom vedea exact ce se întâmplă. Păi, întâi să ne referim foarte clar, să conturăm două, trei idei importante, idei forță, cum se spune, cu privire la Constituție. Faptul că, așa cum bine ați spus, există multiple situații în care, dintr-o parte sau alta, nici nu contează care parte a spectrului politic, se pune problema unor conflicte de natură constituțională pe care le arbitrează Curtea Constituțională, cred că este o problemă care nouă românilor ca stat trebuie să ne dea de gândit. De ce? Pentru că din capul locului este bine să precizăm că potrivit Constituției României, arbitrul disputelor constituționale este Curtea Constituțională. Iar ea ce este? Că avem o mare problemă începând cu Curtea Constituțională. Și anume, Curtea Constituțională este un organism politic. Organism politic în care cei 9 membri sunt desemnați, 3 de Camera Deputaților, 3 de Senat, 3 de către Președintele României.
și care au mandate pe 9 sau 6 ani. 3, 6 și 9. Și trebuie. Problema este următoarea. Acest organism generat prin desemnare politică adoptă hotărâri care au valabilitate doar pentru viitor și în formă definitivă, decizii. Da. Ale decizii Curții și avize. Deciziile și cele mai importante. Ale Curții Constituționale. Da. Și problema e că se iau decizii politice de către acest organism politic pe care le îmbracă chipurile în temei juridic bazat pe Constituție. De ce spun acest lucru? Și e foarte important. Pentru că avem situații absolut aberante în care decizia Curții Constituționale spune, prin traducere, că ce scrie în Constituție nu scrie în Constituție. Și vă dau un exemplu care este clasic. Vă rog. Eu spun de mai mulți ani, public, faptul că cele două direcții ale Ministerului Public, DNA și DIICOT, sunt construite prin încălcarea lui 131.2 din Constituție, care ce spune? Parchetele se organizează pe lângă instanțele de judecată. Am încheiat citatul. În condițiile legii. Mai spune pe acolo. Lângă instanțele, da, de judecată. Virgulă, în condițiile legii. Pe lângă instanțele, da, de judecată. Da, da, în condițiile legii. Deschidem legea DNA-ului, da, care de fapt e o ordonanță de urgență 43 din 2002 și la articolul 2 ce găsim? Că DNA este independentă față de orice autoritate și instituție publică din România. Păi bă, nene, un copil de clasa 7-a care știe citi și are o minimă logică, pune cele două texte unul lângă altul, citește în Constituție că parchetele de procurori sunt pe lângă instanțele de judecată, citește în legea DNA-ului că e independent față de orice autoritate și instituție publică din România. O singură chestie vă explic. Însă scrie parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție. Deci poate face scrie și FC Dinamo. Face parte din parchetul Steaua și Viitorul Constanța. Nu e ce scrie. Nu e ce etichetă îi punem. E ce conținut are. Am înțeles. Cum adică? Da. O direcție dintr-un minister public e independentă față de orice autorități și funcționează numai în temeiul legii ei. E extraordinar. Nici măcar nu zice al Constituției și a legii. În temeiul legii ei. Asemănător la DIICOT. Ce putem modifica aici, în Constituție, concret? Păi, până să modificăm. Păi hai să ne imaginăm, domnul Titi Sultan, că sunteți un erudit constituționalist, că două direcții, una de la Ministerul Sănătății, altă direcție de la Ministerul Învățământului, au lege de organizare și funcționare proprie. Direcția de Resurse Umane de la Ministerul Sănătății sau Direcția de Financiar-Contabilitate de la Ministerul Educației, fiecare are legea ei și scrie la ea: Direcția de Resurse Umane a Ministerului Sănătății este independentă față de orice autoritate și instituție publică din România și funcționează numai în baza legii ei. Persoană juridică, ordonator principal de credite. Da. Băi, nene, stat în stat. Da, dar Curtea Constituțională, deci, eu m-am adresat avocatului poporului și ce credeți că mi-a răspuns? Că a fost sesizată Curtea înainte. A fost sesizată în urmă cu nu știu câți ani Curtea și prin 2007, cred că. Da, și a fost declarat constituțional. Era o majoritate în Curtea Constituțională, da. Că nu întâmplător v-am spus că e organism politic. O majoritate pro-președintele Băsescu de atunci. Da. Și care a cercetat ordonanța și a zis că e constituțională. Adică scrie în Constituție că parchetele sunt pe lângă instanțele de judecată, dar DNA-ul e autonom față de orice autoritate, instituție publică din România, ordonator principal de credite și funcționează numai în baza legii lui. Bun. Băi, nene. Posibilitatea, cred eu, că ar fi în momentul de față să trecem peste decizia Curții. Mai stați puțin. Vă rog. Domnule, hai să lămurim. Ce sunt procurorii în România? Sunt
parlamentari? Nu, am stabilit că nu. Nu sunt. Nu sunt judecători. Sunt instanțe de judecată? Nu, nu. Păi nu. Atunci ce pot fi? Funcționari executivi. Da, fac parte păi din autoritatea dacă sunt funcționari executivi, fac parte din autoritatea executivă. Modificăm Constituția aici și trecem. Stai. Care e autoritatea executivă? Guvernul. Guvernul și ministerele. Păi și ministerele? Da. Subordonate? Da. Păi de aceea spune în Constituție la 132 că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. Da. Pentru că e clar că procurorii sunt funcționari executivi ai statului. Bun, și atunci e o greșită încadrare în Constituție. Nu, puțin nu vă grăbiți. Nu. Atunci, două direcții, DNA și DICOT, ale unui minister public, adică tot autoritate executivă. Da. Păi cum să faci pentru două direcții fiecare lege de organizare și funcționare prin ordonanță, spui că e autonomă față de orice altă autoritate și instituție din statul român, adică încalci Constituția, și la sfârșit te zici că are personalitate juridică, ordonator principal de credite și buget propriu. Da. Da. Este ca și cum în Ministerul Sănătății, minister al guvernului. Da. Există niște direcții. Resurse umane, financiar, contabilitate, da, strategii de dezvoltare, da, etc. Bun. Și zicem printr-o lege, ordonanță de urgență, doamne, direcția de resurse umane este în interiorul Ministerului Sănătății persoană juridică, ordonator principal de credite în cadrul ordonatorului principal de credite Ministerul Sănătății, independentă față de orice autoritate și instituție publică din România. Păi să poate concepe așa ceva? Da, da, să nu uităm contextul. Nu, în ce an a fost adoptată ordonanța de urgență 43? În 2002. 2002. Înainte de n-a Constituție. Fost, bun, n-a fost modificată până acum deloc. Constituția după din 2003... a fost aprobată prin lege. Da. Stați puțin, grav. Cu atât mai grav. Da. Deci, prima chestiune este următoarea și revenim la tema lansată de dumneavoastră. Dom'le, avem în România multiple situații de încălcări flagrante de Constituție prin modul cum s-au construit instituții ale statului și acestea nu sunt corelate prin legile lor cu Constituția. De exemplu, serviciile de informații. SRI și SIE. De când au ele legile? Din 1991. SRI-ul. Legea 14, păi, bănene, de atunci am parcurs două Constituții. Da. Și ea nu e adaptată la Constituție. Da, necesitățile constituționale actuale, așa e. Există o foarte mare răspundere, din păcate neevidențiată și nesancționată, Consiliul Legislativ. Are în articolul 2e din legea lui, a spomenit-o, 73 din 93, prevedere explicită. În 2003, da. Coordonează legislația și când sesizează necorelări, imediat se adresează președinților camerelor, președintelui României așa și guvernului. Așa este. Niciodată Consiliul Legislativ, după ce se promulgă, se publică o lege, nu face aceste corelări. Da. Și așa ne trezim cu situații aberante, poate vă aduceți aminte, în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unui proces, s-a constatat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, înființat prin lege organică, autoritate publică de specialitate, a funcționat 9 ani și jumătate neconstituțional. Deci, încheiem această primă expunere prin a spune așa. Un stat de drept se construiește bazat pe principiul esențial spus de anglosaxoni, ca ei spun rule of law, adică funcționarea legii. Da. Domnia deci, legii, punem. Legea da. Fundamentală este Constituția. Ori ca să ai un stat construit coerent și consistent pentru a fi eficace și eficient, eventual putem discuta ce înseamnă aceste caracteristici. Sigur că da. Pentru a avea un stat coerent și consistent, este nevoie ca întreaga legislație să fie armonizată cu legea fundamentală, care este Constituția. Tocmai de aceea, domnule senator, voi avea în vedere ca după scurta pauză pe care o vom avea, să discutăm despre instituția Curții Constituționale așa cum ar trebui, adică trebuie să aibă atribuțiile așa cum
apar în legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Constituția României la articolul 142 la 146, dar ce trebuie să mai spun și eu, cum discutăm după pauză, noi s-a spus foarte bine despre supremația Constituției și a legilor. Așa este, în articolul 1, care se referă la statul român, alineatul 5, se prevede că în România respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Iar Curtea Constituțională, așa cum este consacrat la articolul 142, este garantul supremației Constituției, fiind unica autoritate de jurisdicție constituțională din România, spune legea 47/1992. E adevărat, cum a spus dumneavoastră, este și spune Constituția și legea 47 și au și un regulament de organizare și funcționare, Curtea Constituțională se compune din 9 judecători, numiți pentru mandat de 9 ani, 3 numiți de Camera Deputaților. Mai puteți amâna pauza un minut? Da, vă rog. Un singur minut. Domnul care a fost președinte la Curtea Constituțională, colegul meu deputat, că am fost colegi de comisie juridică la Cameră, Augustin Zegrean. Da. Cunoașteți dumneavoastră să fi fost în viața lui judecător? Nu. Nu. Știți ce a fost dânsul? A fost consilier juridic la o... Consilier juridic la o societate comercială. Da. Da. L-a numit președintele României Băsescu. Da. Judecător la Curtea Constituțională, fără și să fi fost în viața lui, n-a judecat în viața lui o cauză. Da, da. Și a condus Curtea Constituțională ca președinte. Da. Uite, da, acesta este cel mai bun exemplu al faptului că, deși le spune judecători la Curtea Constituțională, ei nu sunt judecători. Ei sunt desemnați politic, execută misiuni politice și le îmbracă cu argumente juridice, mimând constituționalitatea. Și așa se ajunge la aberații că scrie în Constituție că parchetele sunt pe lângă instanțele de judecată, dar scrie în legea DNA că e în afara statului român. Da. Și decide Curtea Constituțională când e sesizată, zice, e constituțional. Da, după pauză, alba neagră. Adică ce e alb, noi spunem că e negru și după invers. Pauză dezvoltăm și acest subiect. Mulțumesc mult, ai venit după un scurt moment de publicitate. Am revenit în studio, stimați respectatori, după un scurt moment de publicitate. Revenim la discuția anterioară. Domnul senator Ghișe a aruncat mingea la filou spunând că fostul președinte al Curții Constituționale, domnul Zegrean, nu a activat niciun minut în calitate de judecător. Însă, vin cu o completare. Constituția, în articolul 143, și precum și legea 47/1992 a Curții Constituționale, atunci când se referă articolul 143 la condiții pentru numire, are în vedere următoarele. Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. Nu se prevede în Constituție sau în legea 47 condiția ca cel care este judecător al Curții Constituționale să fie activat în prealabil ca judecător în cadrul unei instanțe de judecată. Deci, repet, pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională. Bun, dumneavoastră aveți dreptate, dar vă întreb, nu, cum să fii judecător dacă nu e judecător? Au în cadrul Curții Constituționale acei experți. Aici trebuie să fii foarte bun teoretician, din ce înțeleg eu. Stați puțin, un consilier juridic de la o societate comercială din județul Sălaj, foarte bun. Nu, stați puțin. Da, fost coleg. Eu am altă opinie. E adevărat ce spune Constituția, dar în mare parte aș avea în vedere ca să fie specialiști cel puțin să este un echilibru, să fie cel puțin jumătate dreptului constituțional. Da, aici m-am gândit și eu. Pentru că dacă luăm și noi să știți bine, consilier juridic e specialist în drept constituțional. Haideți să luăm Curtea Constituțională 1991. Din 92, nu, practic. Domnul Vasile Gionea, primul președinte al Curții Constituționale, Dumnezeu să-l iert, era profesor de drept constituțional și civil. Noi vorbim de situația din situația după actuală. 2003, pe Constituția nouă. Deci, domnule, ce constatăm primul lucru?
Viciul pleacă de la Constituție, pentru că nu poți să spui că un organism numit politic, deci trei numește Camera, trei da. Senatul, trei președintele României, deci politicul. Da. Iar ei aleg prin vot secret președintele Curții pentru o perioadă de trei politic, ani, cel mult. Ăla vii să-i spui că ei sunt judecători, domnule. Păi în Constituție spune că judecătorii sunt la instanțele de judecată, ei înfăptuiesc justiția. Da. Deci ce face Curtea Constituțională? Ea emite decizii, hotărâri, avize. Dar deciziile privind starea de constituționalitate sau neconstituționalitate da. A unui text legal, lege, ordonanță, este, regulament este, este o hotărâre în constatare. Nu este o judecată. Judecata da. O face judecătorul. Așa deci e, uite cum... Vă rog. Însăși de la construcția Constituției avem niște vicii de principiu. Spui în articolul 1 în Constituție statul da, este bazat pe... Da. Organizat pe separația pe puterilor și echilibrului. Și mergi pe la 140 nu știu cât și zici miniștrii pot fi parlamentari. Păi bă, nene, parlamentarii sunt organul legiuitor, parlamentul, miniștrii fac parte din executiv. Păi dacă e bazată Constituția și construcția statului român pe separația puterilor, păi atunci nu miniștrii pot fi parlamentari. Adică cum? Zice că guvernul pe care îl investește parlamentul este sub controlul Parlamentului. Adică știți cum e? Dumneavoastră sunteți ministru, iar eu mă uit la dumneavoastră cum propuneți ca ministru ceva și după aia mergeți în Parlament și ridicați mâna să aprobați ce ați propus. Da. Adică ești și arbitru, îi dai și cu capul. De acord. Ești și joci. Deci prima chestiune, ca să poți vorbi despre controlul Parlamentului asupra Guvernului bazat pe separația puterilor, primul lucru, miniștrii nu trebuie să fie parlamentari. Una e una, alta e alta. Eu știți cum aș face? Stai miniștrii puțin. Nu le-aș da voie să voteze în Parlament. Pentru că, păi, iată care e logica. Puțin. Dar știți nu, care nu, nu contează. Stați, haideți stați, 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 stați. Vă ascult și după aia vă spun și eu punctul meu de vedere. Vă rog. Stați puțin. Dar dacă ministrul e parlamentar, el e coleg cu aia care votează, sunt prieteni, zice, bă, votează așa, că spun eu. Depinde păi cine, cum, cine deține sta, nu e majoritatea. Dom'le, ori ești ministru, ori ești parlamentar. Când vrei să te faci ministru, nu te faci parlamentar, dacă e separația puterilor. Da. Dacă nu e separația până puterilor... La capul și vă spun și eu punctul meu de vedere. Dacă nu e separația da. Puterilor, păi atunci nu mai scrie în Constituție, în articolul 1, că e separația puterilor, ca după aia să încarci ce ai scris în articolul 1. Bun. Deci asta ce evidențiem aici da. Este o inconsecvență principială însăși în textul Constituției. Bun. Pot să vă explic acum logica mea? Vă rog. A mea. Deci, nu a mea, logica constituțională, mai clar. E logica. E exact cum a spus dumneavoastră în aliniatul 4 al articolului 1. România se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. În articolul 2, suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Bun, deputații sau senatorii, aici ajung. Deputații și senatori sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber electoral și liber exprimat potrivit legii electorale. Însă, dumneavoastră v-ați lega pe următoare. Ei, în Parlament, după ce au loc alegerile parlamentare, după aceea se formează guvernul, da? Se întâmplă, aproape e o practică în Parlamentul României, ca din rândul parlamentarilor stați, să fie aleși miniștri, să fie desemnați. Păi da, acum, s-a terminat cu separația puterilor. Nu, nu. Stați să termini și după aceea. Gata, acei miniștri, nu, gata, ne oprim aici. Păi da. Nu, nu mai avem ce vorbi. Dar dacă ei sunt aleși... Domnule, stați puțin. Cum încetează calitatea de deputat sau senator? Păi, nu, păi domnule, stați spune puțin. Constituția. Separația puterilor. Da. Păi nu se poate să fii și. Dacă ești membru al guvernului, ar trebui să înceteze calitatea păi, deputat sau de senator? Păi da, nu. Gândiți-vă ca să fie puterile separate? Ești ales. Domnule, ca ministru, lăsați-mă că nu poți să stai 4 ani. Nu poți să stai 4 ani. Se întâmplă o remaniere. Se întâmplă o moțiune de cenzură. Dar nu poți să fii și arbitru și jucător. Aici ați de acord. Dar nu să-ți pierzi calitatea de deputat sau păi senator. Păi dacă ai optat să fii ales. Ministru. Dar nu mai poate să stea țara decât dacă tu parlamentar ești ministru?
Nu să mai găsesc miniștrii pe țara românească? Atunci alegem guvern tehnocrat, atunci, dacă nu ne... Nu, doamne, stați puțin, guvernul nu se alege. Guvernul se investește de către Parlament. Da. Păi, domnule, nu poți să fii... Dacă respecti principiul constituțional separației puterilor, nu poți fi și ministru și parlamentar. Dar în Constituția noastră scrie că da. Da, scrie că funcția de membru al guvernului este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcției de deputat sau de senator. Adică în clipa aia, ai îngropat principiul separației puterilor. Când nu mai ești ministru, revin fotoliul de parlamentar pentru puțin, că ești ales. Domnule, domnule, încă o dată. Când nu mai ești arbitru, te duci și mai tragi niște goluri? Da, dar păi nu ești ales de popor, nu ești reprezentantul domnule, poporului. Domnule, stați puțin. Păi optezi. Ori vrei să fii alesul poporului și vezi de treabă 4 ani ca parlamentar, ori vrei să fii ministru și atunci nu ești parlamentar. E corect. Și atunci să scriem păi undeva că desemnăm cabinetul Pofteți? Din neparlamentari. Păi, atunci. Păi nu facem așa atunci. În Constituție greșit. Păi, atunci facem păi asta. La primul scrii că miniștrii, separația puterilor și după aia zici că miniștrii pot fi parlamentari. Deci e viciu în Constituție? E o excepție. Păi nu, domnule, stă, dar zice, știți excepție. Ce? Zice, albul nu e negru, cu excepție. Cum zice poate, și acolo, domnule, funcția de deputat sau gravidă, de senator este incompatibilă, nu poți fi, cu excepția funcțiilor didactice. Stați ușor să nu ne grăbim. Din învățământul deci, superior. Stați puțin. În logică există principiul terțiului exclus. Da. A treia lege a logicii. Nu poți să fii puțin gravidă. Da, nu poți. Nu se poate. Dar fiind aici... Sunt lucruri incompatibile. Păi și atunci intrăm în contradicție. Dacă spui că statul e organizat pe separația puterilor, înseamnă că cine e ministru nu-i parlamentar și invers. Dar tu când vii în Constituție și spui că miniștrii pot fi parlamentari, păi în clipa aia ai dat în cap principiului separației puterilor. Când ești ales parlamentar pentru un mandat de 4 ani... Atunci nu vrei să fii ministru. Și atunci ce facem? De unde? Păi nu ce facem? Nu ești ministru, băi nene. Ești parlamentar. Că te-ai dus în fața oamenilor, ai cerut votul ca să-i reprezinți în Parlament. Ideea este... Dar după ce se face Parlamentul, după aia vrei și ministru. Hey, ideea este, bravo, foarte iei frumos. Salariul și de parlamentar și nu de ministru? Domnule, nu e de salariu aici. E de compatibilitate. Nu se poate să fii puțin gravidă. Legea terțului exclus în logică. Sunt de acord. În deci, mare parte de ori acord. Alb, ori dar... negru. Nu se poate alb și negru simultan. Știți unde aș fi de acord în ce... Hai să fim, dacă vrem să fim principiali. Constituția este un set de principii. Pe baza acestui cât set ministru, se construiește cât statul. Sunt ministru, sunt suspendat bun. Din calitate de parlamentar. Dar vreți un pic și ministru și atunci, și dacă nu mai sunt nu, ministru, vreți un pic și ministru și parlamentar. Dom'le, nu, nu mai ministru. Domnule, lăsați-mă cu aiurele astea. Domnul. Vă iau cu alta, că mă enervați acum. Vă rog, spuneți. Unde apar în Constituție da? Procurorii? Articolul... La autoritatea, autoritatea da. Judecătorească. Da. Ce vorbești, domnule? Păi, domnule, ei sunt instanțe de judecată? Nu. Sunt parlamentari? Nu. Da, dar sunt autoritatea judecătorească. Dar avocații de ce nu sunt autoritatea judecătorească? Pentru că unul acuză procurorul, altul apără cetățeanul în drepturile lui, nu? Da, aici e o... Păi și avocații de ce nu și autoritatea judecătorească? Aici ați de acord cu dumneavoastră. Nu aveau ce să caute procurorii în cadrul autorității judecătorești. După aia zici că sunt magistrați. Păi nu. Înseamnă că magistrat e și avocatul. Nu? Că trebuie să fie arme egale în fața instanței, ca să fie justiția legată la ochi și să țină balanța în echilibru, să fie imparțială. Deci, domnule, da, avocații nu sunt plătiți uite, de o stat. Altă situație de incoerență principială în Constituție, în clipa când îi pomenești pe procurori ca fiind magistrați și bași la autoritatea judecătorească. Vă mai dau una cireșică pe tort. Spune în Constituție, în mod corect, în opinia mea, procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. Bravo! Potrivit principiului imparțialității și controlului ierarhic. Nu bruiați. Așa sub scrie. Autoritatea Ministrului Justiției. Da. Ce scrie în legea de organizare judecătorească? 304. Articol 62, aliniatul 1. Zice... Procurorul general al parchetului de pe lângă înalta curte...
conduce activitatea procurorilor. Îmi am citit în lege, am citit în Constituție și m-am minunat. Adică, ministrul justiției are eticheta de autoritate, dar conducerea efectivă o face procurorul general pe toți procurorii. Adică, unul cu vopseaua și altul cu bidineaua. Băi, nu se poate așa ceva. Deci o inconsecvență în modul de construcție a legii, care se numește de organizare judecătorească. Da. La cine se referă? Capitolul procurorii. Ministerul Public. Da, aici ați de acord. După care, trebuie modificat. După care vii și mai tragi una așa, cum se spune, o pleașcă, o ordonanță de urgență, DNA și DICOD sunt autonome față de statul român, da. Nu primesc de la nimeni nimic, ordonator principal de credite și nu se bagă nimeni. Nu se poate așa ceva. Deci ce vreau să spun din acest... Da, în modificarea legilor justiției s-a întâmplat ceva. Mai fac și puțin teatru ca să distrăm telespectatorii dumneavoastră. Dom'le, aceste lucruri care le comentăm aici cu oarecare ironie ilustrează construcția defectuoasă a statului român. Ori noi, odată ce le-am conștientizat aceste aspecte, este bine să le dezbatem, să le evidențiem cât mai mult ca ele să fie corectate. Pentru că mai devreme sau mai târziu, într-un an, doi sau în cinci, se va modifica și această Constituție în vigoare. Sigur. Și e bine să fie conștientizate defecțiunile ei ca să o îmbunătățim. Pentru că, vă mai dau un exemplu, camerele, bicameralismul ăsta care vorbim noi, noi am găsit splendida soluție de a face de două ori același lucru. Ba mai mult, vă mai spun eu una de nu puteți crede, când era votul uninominal la Parlament. Adică, o lege se dezbate într-o cameră, iese într-un fel, cameră decizională e cealaltă cameră, din care din nou se dezbate legea și poate ieși altfel. Așa păi cerul ăsta mai avut prima dezbatere. Așa este. Să vă mai spun o chestie absolut aberantă. Am trăit un mandat, acum două mandate, eram senator. Într-un colegiu, în Brașov, în municipiu, eram doi senatori pe acel colegiu. Deci trebuia să fie unul singur, dar prin repartizarea pe partide, nu știu s-au nimerit doi. Unul a luat de drept și la altul prin redistribuire. Da. Doi senatori. Tot în acel colegiu, erau trei deputați. Deși potrivit legii trebuia să fie unul. Dar s-a nimerit că prin jocul rezultatelor la partide diferite li s-a dat mandat acolo. Deci fiți atent. Într-un colegiu de deputat era acoperit de trei deputați și doi senatori. Cine reprezenta pe cetățenii aia? Ăștia fiind din trei partide diferite. Moș Crăciun! Da. Asta arată prostiile din legea aceea de alegeri parlamentare. Am încercat. Bun. Tipul de acum, scrutin. Venind la Constituție, că asta ne doare, asta ne doare mai mult. Da. Inconsecvențe în Constituție. Deci noi ce constatăm? Că vorbește Constituția despre Curtea Constituțională cu judecători. Ei nefiind judecători, ci oameni numiți politic. Vorbește Constituția de separația puterilor și mai încolo încalcă separația puterilor. Vorbește de autoritatea judecătorească unde zbăgați sau puși sau incluși, Incluși procurorii, acuzatorii, da, apărătorii, avocații nu, avocații sunt nu. Sunt de acord. Deci, domne, da. Deci sunt niște slăbiciuni de fond ale Constituției noastre care merită comentate, conștientizate, pentru că la momentul când va veni să fie modificată, aceste lucruri să se corecteze. Știți ce se spune din vechime? Zice, errare umanum est, perseverare diabolicum. Nu este catastrofal că ai greșit. Se întâmplă. Dar să persiști în greșeală este diabolic. Ori noi, faptul că am greșit în 2003 cu Constituția, a fost un lanț de greșeli. Dar la menține aceste greșeli. Da, e cel mai rău lucru. Dom'le, dacă vrem să construim în România cu adevărat stat de drept, democrație, să respectăm drepturile și libertățile cetățenilor, păi trebuie să fim consecvenți. Ori nu se poate
când enunți un principiu pe care îl calci tot în Constituția aia după câteva articole. Și acum că... Vă mai spun o cirecică pe tot. Știți că județele sunt organizare administrativ-teritorială, da, persoane juridice ale autonomiei locale. Nu vă întreb, că dumneavoastră știți, pe telespectatori. Știți că președinții consiliilor județene nu sunt autorități publice recunoscuți de Constituție? Da. Cum se poate asta? Adică, onor Consiliul Județean este organul reprezentativ, onor Consiliul Local e organul reprezentativ la nivel local, primarul reprezintă juridic unitatea administrativ-teritorială și în relații cu terți, președintele Consiliului Județean nu apare în Constituție. Păi atunci de ce mai alegem președinte? Să nu mai alegem. Rămâne un city manager, un city un de la manager de județ și nu mai punem președintele Consiliului Județean. Bașca, acum vreo două mandate, se alegea uninominal. El rămânea și membru în Consiliu, că doar satul e bazat pe separația puterilor, nu? El vota în Consiliu, el conducea Consiliul Județean, aparatul tehnic de specialitate. Primarul însă, ales de cetățeni, nu era membru în Consiliu. Deci la județe, un om era și șeful deliberativului și șeful executivului, adică un pic de dictator, dar la primărie nu. Primarul nu era membru Consiliu. Apare, deci, decât aberații... la, apare despre Consiliul Județean decât în o sintagmă acolo. Spune că prefectul poate ataca în fața instanței de contencios hotărârile administrativ un act al primarului, al Consiliului Local sau al Consiliului Județean. Vă mai spun una foarte importantă. Nu știu dacă mai este acum legea administrației locale, trebuie să vedem. Cred că 205. S-a corectat. Când eram la primărie la Brașov, în legea a 215 administrației locale, spunea așa, ci că primarul execută legile, hotărârile de guvern, ordinele de miniștri. Hopa! Deși spune în Constituție și în lege că între autoritățile publice locale și autoritățile centrale sunt relații de cooperare în limitele legii. Da. Nu sunt relații de subordonare. Principiul descentralizării serviciilor publice. Nu sunt relații de subordonare. Da. Păi hai să lămurim un aspect. Băi, nene, în România, ordinele de miniștri ca acte administrative, cui sunt opozabile? Celor pe care îi conduce ministrul. Pe cine conduce ministrul? Aparatul din subordinea ministerului. Păi, e bine să înțelegem. Ordinele de miniștri nu sunt opozabile terților. Ordinele se dau aparatului subordonat direct ministrului, potrivit organigramei și legii de organizare și funcționarea guvernului, da, legea 90. Hotărârea de guvern a ministerului. Da. Deci, altă chestie. Dom'le, întrebare. Cum este organizat Ministerul de Interne? E prin lege? Da. Nu. Este o lege privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne. Apoi, lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române, a Jandarmeriei... Stați poliția. Nu. Hai să iau altceva. Ministerul de Sănătate are lege de organizare și funcționare a Ministerului Sănătății? Ar trebui să aibă, cred. Nu. Păi stai să lămurim. Bine că dezbatem asta. Da, trebuie să aibă. Există lege de organizare și funcționare a guvernului? Da. Da. Deja 90. E normal. Da. Și a ministerilor. Stați. Zice a guvernului și a ministerilor. Stați. Un guvern, teoretic, potrivit Constituției, poate merge în Parlament cu structură guvernamentală modificată din două în șase luni? Mă referiți la ministere? Da. Răspunsul este da. Pentru că scrie în Constituție că guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului pentru o lege, pentru un program. Și declarații de politică generală. Așadar, proiect. Așadar, avem nevoie de o lege de organizare a guvernului, există, după care hotărâri de guvern care organizează acea lege pentru organizarea ministerelor. Organizarea executării legilor. Sigur că da. 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 Iar ministerele câte sunt? Câte a dat mandat Parlamentul guvernului? Mă referam la remanierea cu totul. Ce vreau să spun din dezbaterea asta este că e bine să înțelegem
că ministerele nu se organizează prin lege. De ce? Pentru că azi avem un guvern, peste trei luni altul, și ăla are alte ministere. Păi și atunci ce facem? Schimbăm legile din trecut pentru ministerul unui? Da, e mai ușor să modifici o ordonanță sau o tăie, așa. Deci, ai nevoie de lege de organizare a guvernului, ceea ce este logic, după care ministerele se organizează prin hotărâri de guvern. Da, așa este. După care, când ai dat hotărâri de guvern pentru organizarea unui minister, ministrul în cadrul aparatului propriu de specialitate emite ordine doar pentru subordonații lui. Pe ce structură? Aprobată de guvern. Prin hotărâre de guvern. Ori la noi, și un haos. Păi vă dau un exemplu. Eram membru în Comisia Juridică la Senat în mandatul trecut și vine la comisie să aprobăm printr-o ordonanță formulare tipizate pentru nu mai știu ce aiurel de la Ministerul de Interne. Ceva cu pașapoartele, dar nu pașapoarte. Niște formulare tipizate. Și venea un domn director de la Ministerul de Interne să explice acolo. Și eu întreb, domnul director, mă scuzați, noi cum puteți veni, domnule, cu prostii de astea să aprobăm noi prin lege formulare tipizate? Zice, domnul senator, mă scuzați, dar zice, doar prin lege, prin ordonanță de guvern. Zice că au fost aprobate prin ordonanță de guvern, care a devenit lege. Deci noi, în tâmpenia noastră juridică, în România, aprobăm prin legi formulare tipizate. Și dacă mâine vrea ministerul ăla să-și modifice formulare, vine exact, să facă legi la Parlament, domnule. Te doare capul, domnule. Asta înseamnă incompetență juridică și managerială. Crasă. Cum să vii să aprobi prin lege formulări tipizate? Rubrici. Aprobi prin lege. O jurisprudență, o practică și atunci... Și vă mai dau una, înainte de pauză, o cireșică pe tort. Da. Ce se petrece în administrația publică locală? Constituția spune, cum și dumneavoastră ați menționat, că în România executarea legilor este obligatorie. Vă dau un exemplu. Un cunoscut, membru al familiei, și-a cumpărat 500 de metri pătrați să-și facă o casă, familie de tineri. Când se duc la oficiul de cadastru să întabuleze, zice, domne, zice, nu vă putem întabula, teren cumpărat. De la proprietar tabular, altul. Zice, pentru că lipsește planul parcelar. Parcela fiind de 20 de hectare. Și zice, deoarece primăria n-a făcut plan parcelar, ce trebuie să faceți dumneavoastră? Și cum să fac eu, domnule, plan parcelar pe 20 de hectare? Eu am 500 de metri pătrați. Zice, altfel nu vă putem întabula. Nu te întabulez, nu-ți dau autorizație de construcție la primărie. Sigur. Și tinerii ăștia nu-și puteau face casă, au venit să mi se plângă. Și s-au certat la oficiul ăla de cadastru, ce credeți că le-a arătat? Un ordin al președintelui UCPI. Oficiul de cadastru, oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, 300 de pagini, nene, 300 de pagini, la o lege de 10 pagini, și printre ele că întabularea se face pe bază de plan parcelar. Păi zice, domnule, dar eu sunt persoană fizică, nu să știu eu cine, ce parcele are, unde, ce proprietăți, pe unde, pe 20 de hectare. Deci ai prin lege un drept, ți-ai cumpărat un teren de la un proprietar tabular, te duci să ți-l întabulezi tot pe ăla pe care l-ai cumpărat, ce nu te tabulezi că n-ai plan parcelar. Te doare cap. Știi să-l faci tu, ca persoană fizică. Pe banii tăi, la 20 de hectare. N-a făcut primăria, că n-a avut bani să faci... Aici, da, incredibil. S-a întâmplat în municipiul Brașov. Da. După un scurt moment de publicitate, revenim. Mulțumim pentru atenție. Domnul senator Ioan Ghișă este mare vervă ca întotdeauna și mulțumim încă o dată pentru prezență și pentru competența opiniilor și naturateța explicațiilor pe care le are în domeniul dreptului constituțional. Deși, așa cum am spus mai devreme, nu este jurist. Dar știe mai bine decât un jurist ce înseamnă lacunele constituționale actuale. Mulțumesc, revenind după un scurt moment de publicitate. Am revenit în studio, stimați spectatori. Necesitatea revizuirii Constituției României și, așa cum am spus mai devreme, Constituția în articolul 150 stabilește care sunt
cei care pot iniția revizuirea Constituției. Și de aceea îl întreb pe domnul senator Ioan Ghișă, care din cei trei subiecti consideră dânsul că ar putea face în timp, eu știu, record sau cât mai repede posibil să se inițieze revizuirea Constituției? Și aici am în vedere președintele României la propunerea guvernului? Nu. Un număr de cel puțin președintele României din deputat sau senator? Dacă nu propune guvernul, președintele României ce face? 500.000 de cetățeni cu drept de vot? Foarte greu. Foarte și oricum greu. Trebuie lege de revizuire. Bineînțeles. Deci e foarte greu, pentru că au trecut 28 de ani, nu am auzit până acum nicio inițiativă legislativă, da, să vorbim despre revizuire. Gândiți-vă că prin 2003, prin Constituția din 2003, la inițiativă legislativă, la articolul 74, s-a micșorat de la 250.000 la 100.000 numărul cetățenilor cu drept de vot care pot iniția o lege. Și nu s-a întâmplat până acum. Dar revenim însă la revizuirea Constituției, vreau că e foarte să important. Vă mai dau un exemplu care cred că și pe cetățenii îi interesează. Din practică. Da. Mă consider un serios practician politic în sensul că în timp de 26 n-am de... N-am auzit să existe suspiciuni cu privire la activitatea noastră de primar sau de parlamentar. Măcar născocite. Deci n-am auzit. Vreau să spun că în 26 de ani de practică politică am fost ales în 8 funcții de demnitar. Consilier județean, primar, consilier local, deputat, senator, mă rog. Din practică găsim cele mai bune exemple pentru a îmbunătăți stările de fapt, că e vorba de Constituție, că e vorba de legi sau de instituții publice. Un exemplu. Vă rog. O lege dă unui cetățean un drept. Cetățeanul, e chiar cazul meu, dar nu intru în amănunte. Vă rog. Se adresează instituției și cere să-i se dea dreptul. Prevăzut de lege. Instituția respectivă îi răspunde că îi refuză dreptul pentru că într-o normă metodologică, normă care adaugă text nelegal la lege, cetățeanul nu se încadrează în prevederea din normă. Și eu zic, domnul, în România se aplică legea, domnule, ălea dă dreptul, nu norma metodologică. Am făcut 6 adrese în 8 luni, ignorate total, noi. Abuz în articolul funcție, 1, alineatul 5. În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Am ajuns să mă judec cu instituția respectivă, în fine, la prima instanță. S-a câștigat la fond, acum urmează la înalta curte. Dar ce vreau să spun? Unii, nu toți, unii funcționari publici, în excesul lor de zel, în unele cazuri cu rea credință, da, ignoră prevederi de lege și aplică prevederi de norme care încalcă legea, domne. Și nu dau cetățenilor drepturi date de lege. Spune în codul de procedură civilă, articol 5, primul aliniat. Judecătorii primesc cererea și soluționează în temeiul legii. Da. Nu în temeiul normelor care adaugă la lege, domne. Suntem nebuni la cap. Ei, imaginați-vă, să te judeci cu o instituție publică. Du-te, caută-ți avocat, plătește avocatul. Avocatul face întâmpinări. Știți cum e cu așa. Instanța îți dă termen de câte 2 exact. Luni. Mai disjunge, ai 4 petite în cerere. Exact. Disjunge 3, le trimite la o instanță necompetentă. Până aia îți dau termen și încă 2 luni. Și dreptul noastră stă în aer. Adică nu vă primiți. Și dreptul tău nu ți-l primești. Exact. Dom'le, te doare capul. Adică spune poporul că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Știți? Așa și aici. Ce se face însă? Omul simplu, care are puțină instrucție, puțină educație, n-are bani să plătească avocat, este victimă a statului, a abuzurilor statului contra drepturilor lui ca și cetățean. Te doare capul, pur și simplu. Da, e o situație... Acum, de aceea vorbim, revenind la întrebarea mea cu acești subiecti. Haideți să revenim puțin la subiecții. Domnule, care pot din iniția cei trei subiecti, singurul subiect care cu adevărat poate modifica... Deputații sau senatorii, precis asta. Este Parlamentul. Da, de ce? Exact. Pentru că Parlamentul, oricine ar propune, că propune guvernul prin ajunge. Președinte, da. Că propun cetățenii,
înainte de a supune referendumului, este nevoie de o lege de revizuire a Constituției. Parlamentul, în calitate de organ legiuitor suprem al poporului suveran, el este cel care adoptă proiectul legii de revizuire a Constituției. Și abia acel proiect de lege de revizuire a Constituției e supus referendumului popular. În 30 de zile de la aprobare. Așa este. Da. Deci noi avem nevoie, în opinia mea, de o dezbatere foarte serioasă la nivel parlamentar, care să dureze, chiar dacă durează 2-3 ani, nu-i problemă. Problema este ca într-adevăr să se îmbunătățească textul constituțional, pentru că e legea fundamentală. Și vreau să vă dau un exemplu. Am avut onoarea de a fi deputat prima dată între anii 92 și 96. Atunci era Constituția din 1991, făcută așa în entuziasmul revoluționar, și avea o prevedere de tipul următor. Când între cele două camere ale Parlamentului existau diferendumuri, diferende, sau Curtea Constituțională înfrângea o prevedere legală, funcționau comisiile de exista mediere. O comisie numită de mediere. De mediere. Aia nu mai există. Care lua argumentele date de Curtea Constituțională, făcea un raport și erau comisii paritare, și foarte supunea, important. Îl supunea votului plenului Parlamentului, care cu două treimi înfrângea decizia Curții Constituționale. Comisii formate din deputați și senatori. Hai să vedem puțin semnificația acestei situații. Da. În Europa, cu privire la curțile constituționale, există opinii diferite și școli de gândire juridică diferită. Și care este abordarea modernă a subiectului? Se spune așa. Dom'le, cine este titularul suveranității? Popor. Păi dacă titularul suveranității este poporul, el se exprimă la nivel legislativ prin Parlament. De acord. Ce este o curte constituțională? Chiar fiind ea formată numai din judecători autentici. Domnule, zice, este un organism de specialiști. Plecăm de la premisa că toți sunt judecători de drept constituțional, nu, trebuie oameni cu cariere, profesie. Da, exact. Trebuie să fie competenți. Înaltă competență. Și zice, indiferent că el e din 9 sau din 16, organismul constituțional și că are dreptate perfect bazat pe Constituție, zice, se poate el substitui poporului suveran? Păi răspunsul este până nu. În 2003... Că suveranitatea nu poate să aparțină unui grup de 16 persoane sau 9 curte constituțională. Pentru că spune chiar în textele Constituțiilor europene consacrate. Suveranitatea aparține poporului, se exprimă prin referendum sau prin organe reprezentative alese. Așadar, când există un conflict între o decizie a Curții Constituționale și Parlament, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă reprezentantul poporului. Așa era până în 2003 și știți foarte bine. Și s-a stricat. Da. Deci până în 2003, ca să înțeleagă telespectatorul, dar spuneți-le dumneavoastră, că sunt convins că știți. Noi acum avem un mecanism politic, Curtea Constituțională, cu 9 persoane desemnate de 3 puteri politice, Cameră, Senat, respectiv președintele României, fiecare cu interesele lui politice. Și acești oameni desemnați politic, le zice judecători, unii dintre ei chiar sunt judecători și au fost înainte de a fi desemnați în Curtea Constituțională, alții nu, le zice judecători, și ei emit niște hotărâri în constatare, la care le zice decizii, general valabil. Deci nu contează ce a făcut Parlamentul. Dacă zice Curtea, aia rămâne. Da. Practic, prin acest mecanism se substituie suveranității poporului. Pentru că în Constituție spune că suveranitatea se exprimă prin referendum sau prin Parlament. Ori suveranitatea poporului este substituită de decizia Curții Constituționale. Da. Aici ați de acord cu dumneavoastră. Până deci, în 2003, ia uite, încă o bubă constituțională majoră. Până în 2003, atunci când cineva ridica excepția de neconstituționalitate din acele subiecte care atunci se făcea altă bubă, se bloca procesul în care se ridica excepția. Și atunci, dacă se constata de către curte că respectivul articol este neconstituțional sau legea în ansamblui, se trimitea înapoi la reexaminare. La Parlament, și, la Comisia de Mediere. Da, și nu numai, aici vorbim și de președinte că trimitea legea la reexaminare și dacă se adopta în aceeași formă,
Atunci, să vă dau așa rămânea în vigoare. Domnul Titiță, nu avea Curtea Constituțională posibilitatea reală, ca deciziile ei să fie obligatorii. Îmi fac reală plăcere, Micile, cu dumneavoastră, pentru că dezbatem subiecte foarte importante cu mari mize și se poate discuta, nu ca la alte emisiuni, când la a doua propoziție ți-a schimbat subiectul. La alte televiziuni. Vreau să vă dau o scurtă istorioară din care învățăm foarte mult. Un prieten care a murit anul trecut, a fost în timpul comunismului, Dumnezeu să-l odihnească pe profesorul universitar dr. George Cojocaru, doctor în inginerie, doctor în economie, un important om de știință al României, s-a stins anul trecut, înainte de 90 a fost timp de 9 ani directorul Institutului de Proiectări al Ministerului Industriei Ușoare. Un om care a făcut fabrici pentru România în 32 de țări, peste 230 de fabrici de textile în țări ale lumii, nu mai povestim. Și mi-a povestit, dânsul a fost pentru mine un mentor în ceea ce privește managementul, următoarea scurtă istorioară. În anul de grație 1980, Marea Adunare Națională scoate o lege a investițiilor în timpul comunismului. La Institutul de Proiectare a Ministerului Industriei Ușoare, pe care îl conducea domnul Cojocaru în calitate de director, dă unui colectiv de lucru să analizeze legea și să-i prezinte un raport asupra legii. Dom'le, oamenii ăștia, după vreo 10 zile, au cerut timp mai lung. Zice, domn director, lăsați-ne că e încurcată rău. Ce e încurcată, domnule? Dom'le, au studiat aproape o lună. Și ce au făcut? În biroul dânsului de director, deci vorbim despre inginerii și proiectanții, arhitecții Ministerului de, Institutului de Proiectare a Ministerului Industriei Ușoare, i-au pus pe perete, de sus până jos, pe vreo 4 metri pătrați, toate procedurile din lege, legea investițiilor, scoasă de Parlament, Marea Adunare Națională. Da, Parlamentul de atunci. Și au arătat că nu se poate aplica. Domnule, nu le-a venit să creadă. L-au chemat pe ministrul industriilor. Au făcut raport la Toașa Ceaușescu, dânsa conducea cercetarea românească, a făcut raport, l-a trimis pe ministrul Ion Avram. Dacă mai e în viață, eu nu mai știu, ar putea să confirme sau nu ce vă povestesc. A venit ministrul, ăștia i-au arătat de la institut, directorii, inginerii, șefi, s-a uitat ministrul acolo, domnule, a stat la ei 3 ore, în biroul directorului. Au văzut toate procedeele de la inițierea legii până la finalitatea ei. Ce au descoperit? Legea investițiilor nu se poate aplica. Cum a fost posibil așa ceva? Legi inițiată la vremea aia de guvern, vă dați seama. Da. Au descoperit că, din perspectiva juridică, legea era bine scrisă. Dar era scrisă numai de juriști. Nu era scrisă și de practicieni. Da, da, da. De ingineri și arhitecți. Deci juriștii în Ministerul Justiției au elaborat legea investițiilor, au dus-o în Marea Adunare Națională, au făcut din ea lege. Pe timpul ăla legea s-a aplicat, nene, nu stai la vorbă. Da, sigur. Ăștia nu puteau să o aplice. Da. Și-au arătat și, domnule, felicitări, i-a premiat, a dat-o înapoi la guvern să o corecteze. Care e morala? Că aici e o morală foarte importantă. Judecătorii Curții Constituționale sunt... Un domeniu atât de important, așa specializat, cum este cel juridic, pentru a genera, când spun asta mă refer la guvern, și după aia la domeniile vieții, într-un domeniu de specialitate, legislație specifică, este nevoie să aibă o abordare de tip holistic pluridisciplinară. Pentru că legile nu le aplică numai juriștii. Normal. Și atunci ai nevoie de viziunea, perspectiva pe care ți-o oferă și specialiștii domeniului. Că sunt doctori, că sunt arhitecți, că sunt economiști, că știu eu ce mai sunt. Așadar, este nevoie de o competență specifică și multidisciplinară pentru ca o lege să iasă foarte bună. Degeaba o scritul juridic corect, că nu numai trebuia să o aplice în economie, cine? Inginerii, economiștii, arhitecții, etc. Și legea avea imperfecțiuni. Din perspectiva practică. Da?
Deci asta, acest exemplu mie mi-a plăcut extraordinar, merită să ne facă să reflectăm foarte serios la modul cum inițiem legislație. Și mai ales cum după ce este legea publicată în Monitor Oficial, Consiliul Legislativ, după aprobarea legii, dă, trebuie să dea viză post, se numește ex post, ex ante, înainte de a o băga în procesul de legiferare, dă un proiect de lege, ca să iasă lege, trece prin 17 stații. Da, este organ consultativ comisii de specialitate al Parlamentului. Peste comisii parlamentare. Și la sfârșit, când iese ea, degeaba a fost inițial constituțional ca proiect, că la sfârșit poate s-a modificat și nu mai e constituțional. De aceea trebuie un control de constituționalitate înainte ca legea să fie promulgată. Da. Și asta trebuie făcut de un organism de specialitate, cum este Consiliul Legislativ, că de-aia funcționează pe lângă Parlament, la Camera Deputaților. Să sperăm totuși că semnalul de alarmă pe care îl tragem. Veți vedea, în raportele anuale pe care Consiliul Legislativ le depune la Parlament cu privire la activitatea lui, niciodată nu există capitol cu privire la constatările de neconstituționalitate ale legilor adoptate. Că ei nu fac treaba asta, că e mai comod să nu o facă. Nefăcând ei treaba asta, deși sunt organism specializat pentru așa ceva, ne trezim cu legi care încalcă prevederile Constituției și după niște ani, prin niște procese, cineva descoperă, aoleo, stai să vezi că aliniatul ăla încalcă prevederile Constituției, de acum încolo nu mai e valabil. Da. Am totuși o, ca să închem subiectul cu revizuirea Constituției, subiect de mare actualitate, de importanță și care, zic eu, n-ar mai necesita prea mare amânare. În acea perioadă când ați avut ultimul mandat de senator, sunt convins că l-ați cunoscut pe domnul Chelaru. Da, a fost președintele după domnul Crin Antonescu. Crin Antonescu a fost președintele Comisiei de Redactare a Proiectului de Revizuire a Constituției. Corect. După aceea, când totul s-a asistat și nu s-a făcut practic nimic, deși s-a muncit foarte mult pentru a se redacta o astfel de propunere, dânsul a scris o carte. Domnul Chelaru? Da. Ar fi fost prea frumos. Sunt Constituția României. Sunt două volume care sunt are în vedere toate lucrările desfășurate în sprijinul sunt modificării Constituției. Și a zis atât. Ar fi fost prea frumos titlul da. Revizirea Constituției. Vă pot spune ce s-a întâmplat. Vă rog, am tocmai fost, de aceea vreau să vă întreb. Senator și coleg de Comisie Juridică cu domnul Chelaru. S-a întâmplat așa. S-a muncit 2 ani în comisia aia. Da. Din 700, peste 700 de amendamente la Constituție, eu am depus 188 împreună cu senatorul Paul Ichim de la Galați. Am un prieten, Jean Ciochină, este meritul lui, că a lucrat câțiva ani la aceste amendamente. E foarte bun constituționalist. Noi le-am dezbătut ani de zile. Deci am depus un sfert din câte amendamente au depus toți parlamentarii. Și s-a întâmplat așa. În anul 2014, în luna mai, s-a pus cruce pe comisia aia, pentru că între timp se rupsese Uniunea Social-Liberală. Da, din motiv că la președinție vrea să candideze și Victor Ponta și Crin Antonescu. Și atunci, acum s-a rupt Uniunea Social-Liberală, n-a mai fost majoritatea parlamentară suficientă să susțină proiectul de revizuire a Constituției. Și acum tot ați adus vorba despre candidații la președinție. În anul 2019 vor fi alegeri prezidențiale. Nu mai e mult. Deja se pronunță anumite nume. Le știm foarte bine. Eu vă bine. Pot confirma vă rog, trei. Vă rog. Da. Dar și vorbesc în nume personal. Da, da, în personal. Calitate de om cu experiență politică. Exact. Trei candidați sunt știuți de acum, după mine. Da. Președintele în exercițiu Iohannis, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăricianu. Ăștia se văd din avion. Și Preșoianu, să presupunem. Și care... Preșoianu, dacă strânge semnături. Da, așa este. Că el și-a anunțat disponibilitatea, dar ca să candideze cineva la președinție ca independent are nevoie de cel puțin 200.000 de semnături. E adevărat. De la cetățeni. Ce părere aveți până acum? Care credeți că ar fi cotat cu șanse? Mai ales dacă președintele Klaus Iohannis se duce președintele Nu se duce niciun europene. Președinte nicăieri. Nu? Nu. Păi el funcționează ghidonat de creștini democrații germani, conduși de Angela Merkel și misiunea lui este să facă pe Gauleiterul, cum se cheamă în germană, conducătorul României vedea aici. Ce se va întâmpla. Păi el când a venit ne-a spus clar că vrea pe 10 ani. Da. Deci acum s-a răzgândit? Nu știu. El execută aici misiunea tocmai și la timp. Da. Și de ce sunt atât de rău în ceea ce spun?
Da. Pentru că președintele Iohannis a încălcat Constituția când s-a dus la Bruxelles și a semnat acum vreo 2 ani. A, ziceți de cotele pentru refugiați. Că acceptă refugiați, dacă... dumneavoastră, ne-ați spus în emisiune. Articolul 4. Da, pe teritoriul statului român nu se strămută populații. Da, punctul păi, domnule, dacă da. El s-a dus și din pixul lui a primit 7.000 de refugiați. Păi de ce n-a primit 70 de milioane când ne făceam de 3 ori populația țării? Adică ar fi trebuit să treacă prin Parlament. E neconstituțional, domnule, dacă n-ai voie să strămuți populații. Da. Cum? S-a dus el că i-a zis, Merkel, ia, luați și voi românii 7.000. Da, de ce n-a luat 700 de mii? De ce n-a luat 700 de mii? Că tot neconstituțional e. Și dacă lua 7? Nu 7 mii, 7. E neconstituțional. Și nu strămuți populații pe teritoriul statului român. Da, spune articolul 4. Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații cum străine. Cum tot așa a încălcat Constituția, atât, Traian Băsescu, da? Când s-a dus la Bruxelles, nu știu dacă mai țineți minte, și a semnat din partea României decizia țărilor din zona euro că să facă deficit 1% de PIB. Ei s-au angajat țările euro, cele 15, că deficitul să fie de 1% din PIB, maxim. Da, 1% da? Din PIB, da. Deficitul bugetar. S-a dus și a semnat Băsescu fără mandat de la nimeni, ca și când el era proprietarul țării. Păi, bă, nene, politica internă și externă o face guvernul, spune Constituția. Tu nu semnezi în numele statului ceea ce guvernul n-a negociat. Ia și ți-a dat ție voie să deciți fost, pentru noi să aici facem... Aici au fost discuții și, care și ca să vedeți, ca să vedeți că realitatea învinge astfel de mizerii. Ca dovadă că facem deficit 3% și nu se întâmplă nimic. Da. Adică a semnat o minciună care n-a niciun nimic de a face cu așa realitatea. Așa au vrut și ceilalți. Mă rog, fiindcă mai avem puțin timp și am zis că dezbatem puțin și problema unei tot se discută acum în contextul centenarului a plinirea 100 de ani de la Unirea cu Basarabia. Credeți că în momentul de față, cel puțin din punct de vedere juridic, instituțional și economic, ar exista posibilitatea ca România să se unească cu Republica Moldova? Dacă se îndeplinesc câteva condiții. Da, deci primul lucru. Noi fiind țara mai mare și Moldova țara mai mică, nu putem vorbi de exprimarea voinței noastre. Ce, anexăm Moldova? Nu. Sigur. Noi suntem membri UE și NATO, ei nu sunt. Prima chestie care trebuie să se împlinească este exprimarea voinței Republicii Moldova. Cum se face asta? Prin referendum și prin Parlament. Până lipsește acolo un referendum și un Parlament care dă o hotărâre, nu putem vorbi că Republica Moldova vrea unirea cu România. Dacă dânsi exprimă așa ceva, referendum și hotărâre de Parlament, trebuie să ne exprimăm și noi. Părerea mea e că tot prin referendum și hotărâre de Parlament. Și după ce exprimăm aceste lucruri, trebuie să existe niște negocieri la nivel de mari puteri. De ce? Pentru că se știe ce este în Transnistria, unde armata 14 a Federației Ruse are ce are acolo, mă refer la armament, tehnică de luptă, baze militare, respectiv este nevoie de un acord cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Păi fără așa ceva este foarte greu. Deci e bine să fim deschiși unirii, dar în același timp să fim realiști că suntem într-un context european și mondial, când spun asta mă refer la Uniunea Europeană și NATO, și este nevoie să parcurgem odată condițiile constituționale și democratice, referendum și hotărâri de Parlament în ambele țări, și ei trebuie să arate asta, că ei vor să se alipească la România, nu România vrea să se alipească la Republica Moldova, da? Și dacă cetățenii Republicii Moldova exprimă voința prin referendum și Parlament și noi ne exprimăm în același sens, după aceea trebuie negocieri cu marile puteri. E altfel, foarte adevărat. Altfel domnule, riscăm domnule să cultivăm senator. Niște iluzii și demagogii. Păi când îl văd acum pe Băsescu, când se duce să le spun, el 10 ani a fost președinte României, n-a făcut nimic pe subiect și acum se duce la aia să-i păcălească, să le spună, domnule, știți că hai să ne unim. Mă rog, păi dar de ce n-a făcut treaba asta când era președinte? Nu avea putea putere să o facă. Un președinte decât poate să poarte niște discuții sau să emite niște declarații. Nu avea posibilitatea legitimă, legală ca să inițieze, decât avea dreptul să emită niște declarații care aparțineau președintului României. Însă, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și nu pot să nu recunosc, nu numai eu, nu cred că există cineva care ar putea
să nu recunoască că aveți o experiență extraordinară din punct de vedere politic, din punct de vedere al integrității, al competenței. Nu, mai de 27 de ani. De aceea am permis să vă întreb, pentru că la anul au loc alegeri europarlamentare. Mai puțin contează asta, însă ați enumerat până acum posibil candidați care și-au exprimat dorința de a candida pentru funcția de președinte al României. Totuși, revenind la persoana dumneavoastră, având în vedere competența, pregătirea, integritatea de care ați dat dovadă în cei 27 de ani de politică în cadrul Parlamentului, în cadrul primăriei și poate în alte autorități care au conotații în domeniul vieții politice, v-ați gândit sau dacă vi s-ar propune să candidați pentru un mandat de președinte al României? Pentru că nu întâmplător vă adresez această întrebare. Sunt mulți oameni care întreabă dacă domnul Ghișe va candida la funcția de președinte al României. Deocamdată sunt membru într-un partid și acest partid își va desemna candidat pe președintele partidului. Asta este cunoscut. Ceea ce intenționez să fac este să strâng semnături ca să candidez la un mandat de europarlamentar. Asta înseamnă cel puțin 100.000 de semnături la nivelul țării. Dacă acest obiectiv va putea fi împlinit, pentru că este destul de greu fără resurse să strângi 100.000 de semnături, după aceea se pot discuta și alte scenarii. Vedeți, simplu nu e să vrei tu să candidezi la ceva. E important să vrea alții să te susțină. Știți? Eu mă simt onorat pentru aprecierile care mi le formulați dumneavoastră și alți cetățeni care îmi spun la fel. Primul lucru, cum se spune, mai e mult până departe și lucrurile se fac într-o succesiune. Primul pas sunt alegerile europarlamentare. Dacă voi strânge semnăturile necesare pentru candidatură la europarlamentare, poate că și partidul din care fac parte va zice, da, domnule, uite, merită un loc eligibil. Dacă nu, atunci vom vedea ce vom face. Primul pas este să ai susținerea cetățenilor, că dacă ai susținerea cetățenilor, poți să candidezi la orice. Legea spune acum, pentru candidatura independentă la Europarlament, îți trebuie 100.000 de semnături. Pentru candidatura independentă la președinția României, îți trebuie 200.000 de semnături. Da. Deci înainte de 200.000 este 100.000. Eu vă doresc succes indiferent pentru ce fotoliu europarlamentar, președinte sau la legile parlamentare din 2020, vreți să candidați, pentru că politica românească este mai săracă fără dumneavoastră acolo. Mulțumesc, unde este lupta în focul luptei, să spun așa, cu toate că vă exprimați extraordinar de bine și de coerent cu privire la inadvertențele și constituționale și privind activitatea parlamentar, așa cum sunt ele prezente în regulamente, în statut sau despre legile electorale, că am discutat puțin mai devreme. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc pentru spectatorilor care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare. Ne vedem luna viitoare la aceeași oră. Bună seara! Bună seara!